11 bătrâni abandonați au fost descoperiți aseară într-o casă din județul Ilfov. Bătrânii au fost scoși dintr-un azil din capitală vizat de controlele autorităților. Mai multe informații despre descoperirea șocantă știe colega mea Adina Iliescu. Adina, te ascultăm. Bună ziua, Ilinca, bun găsit tuturor! După ce au ieșit la iveală detalii șocante despre azilele groazei săptămânile trecute, e bine, oamenii legii au demarat controale în mai multe centre de îngrijire pentru bătrâni, atât în București cât și în județul Ilfov. Doar că seara trecută, patronii unui astfel de centru au recurs la un gest extrem. Au încercat să ascundă mai mulți pacienți în această clădire aflată în construcție, ce vă spuneam că se află în pustietate, în mijlocul câmpului. Practic 11 bătrâni au fost abandonați în această locație nesigură, aflată la aproximativ 5 km de localitatea Tunari și fără să aibă vreun drum de acces. Practic au fost abandonați în pustietate, cum vă spuneam puțin mai devreme. Imediat după ce a fost semnalată problema, la fața locului au ajuns polițiștii, pompierii, dar și echipajele medicale care au încercat să le ofere celor aflați aici toate cele necesare, îngrijirile de specialitate. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită și nu a fost niciun vârstnic transportat la spital. Mai apoi, cei aflați aici, pacienții, au fost realocați către alte centre din capitală. Mai exact, 8 dintre aceștia au fost aduși la căminele private, iar 3 dintre vârstnici au fost luați de către familie. Foarte important de menționat este faptul că oamenii legii au intrat pe fir, au demarat o anchetă în acest caz și se fac verificări pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și bineînțeles ca cei care au recurs la acest gest să răspundă pentru faptele lor. Deocamdată acestea au fost informațiile. Ilinca, mă întorc la tine. Mulțumesc, Adina. 21 de turiști din Costinești au ajuns de urgență la spital cu toxi-infecție alimentară. Printre ei se află și copii. Cu toții erau cazați la o vilă de la malul Mării și au început brusc să se simtă rău. Cu mai multe informații vine colega mea, Raluca Sevastru. Bună ziua, Raluca, te ascultăm. Bună ziua, bun găsit tuturor! Alerta s-a dat noaptea trecută în jurul orei 23, când mai multe persoane prezentau vărsături, stări de greață, dar și dureri abdominale. Cei care au sunat la 112 au spus că este vorba de 8 persoane, însă cadrele medicale ajunse la fața locului au constatat că este vorba de 21 de persoane, 11 femei, 4 bărbați și 6 copii. Turiștii în cauză au fost transportați la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, unde au primit îngrijiri de specialitate. În prezent, starea este bună și au fost externați. Se pare că ar fi vorba de indigestie. Potrivit administratorului vilei, ieri turiștii au mâncat la prânz o ciorbă de perișoare, iar la cină un cârnat afumat cu o garnitură de cartofi. Totodată, acesta a dat asigurări că mâncarea era proaspătă, respectând toate normele de igienă și siguranță. În cursul acestei dimineți, comisarii ANPC, dar și reprezentanții DSP au ajuns la fața locului pentru a verifica alimentele care ajungeau în farfuriile turiștilor. De asemenea, o anchetă epidemiologică este în curs de desfășurare. Momentan, acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Raluca! Promisiuni peste promisiuni și amânări după amânări, așa evoluează lucrările de la cazinoul din Constanța. Până în acest moment a fost finalizat doar 70% din proiect, iar termenul final s-a mutat vara viitoare. Lucrările la cazinoul din Constanța ar fi trebuit să se încheie anul acesta, însă asta nu se va întâmpla. Una dintre cele mai emblematice clădiri ale orașului, aflată în ruină mai bine de un deceniu, a primit un termen prelungit din cauza unor probleme descoperite pe parcurs. De această dată, finalizarea este programată pentru vara lui 2024. Mergem la subsol. Nu, întâi la subsol. Arhitectul a văzut pereții aceștia din piatră și a hotărât să rămână aparenți. Am scos mortarul din rosturi, am introdus un alt mortar. În 2020, când au început lucrările de reabilitare la clădirea de patrimoniu, constructorii și-au dat seama că nu pot respecta proiectul inițial. Plafonul de la primul nivel era putred, așa că a fost nevoie rapid de un plan de reorganizare și, implicit, cheltuieli suplimentare. În licitație s-a zis că restaurăm pardoselele. Erau niște pardoseli din Ruștița, dar trebuind să refacem planșele din beton, normal că pardoselele le-am dezafectat. Constructorii au făcut reparațiile necesare, au înlocuit vechile pardoseli, iar odată cu termenele decalate s-au modificat și cheltuielile.
Astfel, valoarea totală a lucrărilor a ajuns la peste 236 de milioane de lei, față de valoarea inițială care ajungea la aproximativ 90 de milioane. Compania Națională de Investiții va face tot ceea ce stă în putere ca acest obiectiv să fie redat cât se poate de repede publicului. Desfăcându-se planșele, au trebuit desfăcute și pardoselele și componentele artistice, ștucatura și toată ipsoseria o să trebuiască refăcută. Eu sper ca până în iulie anul viitor să fie gata, să fie gata, pentru că atunci se termină autorizația de construcție. Chiar și în ciuda întârzierii lucrărilor, clădirea emblemă este fotografiată de sute de ori pe zi de turiștii care se plimbă pe faleza Mării Negre și care speră ca autoritățile să-i redea strălucirea de altă dată. Presupun că îl termină înainte să-l murdărească păsările. Diferența este foarte mare față de ce era înainte. Simbol al celui mai mare port al României, construcția de pe faleză ascunde încă multe taine. Clădirea în stil Art Nouveau a fost inaugurată la 15 august 1910, în prezența principelui Ferdinand și a fost cel mai mare edificiu de acest fel de pe teritoriul României. România este amenințată de un val de caniculă. Următoarele zile se anunță temperaturi foarte ridicate, cu peste 37 de grade la umbră. Specialiștii au emis o informare de caniculă și temperaturi foarte ridicate, valabilă până joi. Cu mai multe informații vine colega mea, Dana Luțu. Bună ziua, Dana! Care sunt cele mai mari temperaturi la care să ne așteptăm? Bun găsit tuturor! Valul de căldură se extinde încet încet în toate regiunile țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 34 și 37 de grade Celsius, ceea ce înseamnă disconfort termic accentuat. Dar cu mai multe informații ni se alătură meteorologul Iulia Bărbălescu. Bună ziua și spuneți-ne, vă rog, la ce ne așteptăm zilele următoare? Bun găsit, da, așa este, vorbim în continuare despre o vreme călduroasă și care va caracteriza cea mai mare parte a țării în zilele ce urmează, astfel încât vom avea parte și de caniculă în multe zone din țară și astăzi vreme caniculară cu 34-35 de grade, iar în următoarele zile chiar și peste 35 de grade. În vestul și în sudul României, indicele de temperatură umezeală va atinge și ar putea depăși pragul critic cel de 80 de unități, făcând astfel disconfortul termic să fie din ce în ce mai accentuat și, practic, senzația de căldură să fie mai greu de suportat. Maximele vor atinge cele mai ridicate valori pe parcursul zilei de joi, când s-ar putea înregistra până la 39-40 de grade Celsius, din nou disconfort termic, indice temperatură umezeală ridicat și în București joi va fi destul de cald cu 39 de grade. Până atunci însă vorbim despre intensificare relevantă și de manifestări de ale instabilității atmosferice, spre exemplu mâine în regiunile intracarpatice, când vor fi posibile averse, unde vor fi posibile averse cu descărcări electrice, intensificări de vânt, posibil căderi de grindină, apoi în jumătate de nord a României, urmând ca probabil pe parcursul zilei de vineri astfel de fenomene să fie întâlnite și în zonele sudice și abia vineri să urmeze un fel de ponderare acestor temperaturi, să mai scadă puțin, vom vedea cât de mult. Până atunci însă ne luptăm în continuare cu acest val de căldură care va aduce valori de temperatură foarte ridicate. În weekend vom mai avea parte de episoade, ploi, caniculă? Din păcate, ca o tendință a valorilor de temperatură și pentru acest sfârșit de săptămână este tot de creștere. Ele vor fi ridicate chiar dacă vineri se anunță o ușoară scădere a lor. Sâmbătă și duminică vor începe din nou să crească și ne vom aștepta din nou la valori de peste 35 de grade, probabil pe arii extinse. La munte, la mare, ne bucurăm de soare? La munte vor fi ceva mai multe ploi, tot în averse cu descărcări electrice, cu intensificări de vânt, deci probabilitatea va fi ridicată în regiunile montane de apariția acestor fenomene. Pe litoral se anunță în general o vreme frumoasă, dar rămâne și acolo după amiaza și seara o probabilitate de apariția averselor cu descărcări electrice, dar și la mare în general vorbim despre o vreme frumoasă și caldă, mai ales pe timpul zilelor. Având în vedere că este sezonul vacanțelor, noi ne dorim să aveți parte de vreme frumoasă. Acestea au fost informațiile, înapoi la voi. Mulțumesc, Dana. O cunoscută casă de licitații din capitală scoate astăzi la vânzare o colecție impresionantă de benzi desenate, jocuri vechi și perechi de încălțări sport în ediție limitată. O adevărată comoară cu prețuri ce pornesc de la câteva sute de lei. De la cele mai inedite perechi de încălțări sport din toate timpurile, la figurine inspirate de supereroi, benzi desenate și jocuri vechi, toate sunt scoase astăzi la licitație în cadrul unui concept unic.
Este primul proiect care și-a propus să reunească în același loc micile mari pasiuni, să le spunem așa, de la sneakers, gaming, collectibles, figurine cu supereroi, reviste de benzi desenate. De departe însă, atracția colecției sunt perechile de încălțări sport. Perechile de sneakers scoase la licitație sunt și atât în ediție limitată, precum această pereche foarte colorată de la Nike în colaborare cu Grateful Dead. Sunt și unele care țin de high fashion, precum perechea de la Nike cu Louis Vuitton și Off-White. Sunt și piese unice, cum este acea pereche ce aparținut lui Keith Hufnagel și care este îmbrăcată într-o casetă de rășină. Prețurile pornesc de la câteva sute de euro pentru o pereche de serie și ajung până la 10.000 în cazul obiectului unic încastrat într-o casetă de rășină. Cei care cumpără un astfel de obiect de colecție trebuie să știe că valoarea lor crește imediat după lansare, iar în timp poate deveni o adevărată investiție. Perechile de sneakers care se colecționează, deci mulți nici nu le poartă, le țin efectiv expuse în niște cutii speciale, sunt foarte scumpe și de multe ori valoarea lor crește inopinant la scurt timp după lansarea lor. În cadrul licitației mai pot fi achiziționate și tablouri moderne, plăci de skateboard sau chiar un automobil. Distracție și răsfăț, așa arată mai nou petrecerile organizate în saloanele de înfrumusețare, șampanie, mănuși de hidratare și tratamente spa, toate au fost vedetele petrecerii de deschidere a unei academii de artă pe unghii. Conceptul este nou pe piață, dar are deja fani. O petrecere atipică, distracție și multe tratamente de înfrumusețare. De asta au avut parte cei care au călcat pragul unui salon de înfrumusețare din Cluj. Deschiderea unei academii de nail art a fost un moment de relaxare și răsfăț pentru zecile de invitați. Hidratăm mâinile, toată lumea primește un set de mănuși de hidratare cu hialuron. Hidratăm mâinile și în același timp servim șampanie, putem butona telefonul, bineînțeles, pentru că mănușile sunt concepute cu touch screen și ne simțim bine. Răsfățul de la petrecere nu înseamnă doar atât. În saloane există servicii de spa pentru mâini care se pot realiza extrem de rapid și au rezultate imediate. Trebuie să facem un scrub pentru mâini, care se poate face și pe tot corpul, acasă, bineînțeles. Noi în saloane îl facem la mâini și la picioare, la pedicură. Îl putem face în tot timpul anului, pentru că avem nevoie să ne hidratăm pielea, dar să și îndepărtăm celulele moarte înainte să facem o hidratare profundă. Practic, invitata lipsește doar 5 minute de la petrecere, timp în care se bucură de acest tratament. Noi îl vom întinde acum cu o pensulă și după care îl vom freca pentru a pătrunde cât mai bine uleiul. Masăm ușor, ca și textură, el se simte foarte fluid și fin. Fiind cu sare de mare, nu are textura aceea foarte zgrunțuroasă care să zgârie pielea. Este super tare, prima experiență de genul. Îi felicit foarte mult pentru acest salon și se simte super. Ce îmi face, îmi place mult. După îndepărtarea exfoliantului, pielea rămâne foarte hidratată și ușor uleioasă, dar în același timp nu rămâne deloc lipicioasă. Ne putem îmbrăca imediat după, fără să ne facem griji că ni se lipesc toate hainele pe noi. Mi se pare că totul funcționează foarte bine, partea de muzică, cu locația în sine, faptul că oamenii pot să fie și sus la etaj, pot să fie și jos, pot să-și facă un masaj, să vadă produsele. Mi se pare ceva extraordinar. Tratamentele spa, dar și toate categoriile de servicii de manicură sunt la mare căutare în saloanele de înfrumusețare. Sunt tot mai mulți tineri care vor să lucreze în această industrie, iar trainerii știu bine că pe piață este nevoie de cursuri de specializare. Am ales să merg pe design-uri minimaliste, instagramabile, să arăt că se poate și diferit față de ceea ce există deja în România,
și ne dorim să punem o amprentă puternică în acest domeniu. Industria frumuseții este tot mai căutată de tineri care își doresc să se dezvolte pe diverse segmente ale acesteia. Pe locul 2, în topul celor mai dorite stagii de perfecționare după cursurile de nail art, se situează business în domeniul frumuseții, dar și cele de marketing. Și-a surprins iubita cu o propunere neobișnuită. Laurențiu Marian este îndrăgostit până peste urechi de iubita lui, atât de îndrăgostit încât i-a propus iubitei să fie personajul principal în clipul Noi Melodii, După Fete, După Fete. L-am invitat astăzi să ne povestească mai multe despre videoclip. Bună, Laurențiu! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc din suflet de invitație, dragostea asta! Ți-am observat zâmbetul de când ai intrat în platou. Cât de îndrăgostit ești! Măi, ca orice tânăr la 27 de ani, sunt bucuros, îmi trăiesc viața alături de cei dragi, alături de persoana iubită, iată, după cum ai spus și tu, alături de familie, alături de colegi. Mă bucur de viață și chiar sunt într-o pasă foarte bună a vieții mele. Cum ai cunoscut-o și când a început povestea voastră de iubire? Noi ne știm de 10 ani de zile, suntem cei mai buni prieteni, ne-am cunoscut Arta ne-a apropiat, ea este dansatoare, eu interpret de muzică populară și s-a înfiripat ceva așa între noi acum o lună, cred. Acum o lună? Da. Cine a făcut primul pas? Amândoi. Și spune-mi, cum ți-a venit ideea să îi propui să fie chiar personajul principal din noul tău videoclip? Ea are abilități actoricești și eu știam lucrul acesta. Nu este prima propunere aceasta, eu am mai jucat într-un videoclip de-al meu, Toate Fetele Vor Flori se numește, și l-am filmat sus pe masivul Ceahlău. Apropo, e tare fain, dacă ai ocazia să-l urmărești. Acum de când ai o iubită, cum ți s-a schimbat viața? În bine, cred că încerc să... Acum văd și eu cum este să trăiești și viața personală, nu numai viața profesională, pentru că eu de o perioadă de timp doar profesional văd lucrurile, ca să spun așa, și e bine, chiar mă bucur de fiecare clipă. Începând de săptămâna aceasta, show-ul Bravo I Still va putea fi urmărit la Canal D de miercuri până vineri de la ora 22:30. Emisiunea aduce energie debordantă, evoluție vizibilă a concurentelor și sfaturi stilistice unice, ingrediente care îl transformă într-un spectacol al stilului la cel mai înalt nivel. Începând de miercuri, Bravo I Still va fi difuzat la Canal D de miercuri până vineri, de la ora 22:30, iar telespectatorii vor putea să urmărească în continuare evoluția concurentelor sub îndrumare atentă a celor trei jurați. Am intrat în culisele Bravo I Still, cel mai iubit reality show de stil și atitudine, chiar în cabina juraților, pentru a afla care este atmosfera înainte de începerea filmărilor. I-am găsit pe cei trei îndrăgiți membri ai juriului pregătindu-se de zor. Raluca Bădulescu, supranumită Regina Regească, are parte de momente în care este nehotărâtă în privința alegerilor vestimentare. Acestea sunt momente în care colegii și prietenii ei, Moris Munteanu și Alexandru Abagiu, îi sar în ajutor. Ne organizăm, ne aranjăm pentru o nouă ediție de Bravo I Still. Păi nu. Și cum v-ați pregătit? Ne-am pregătit, eu mai aveam o singură întrebare, când vreau să întreb pe pisică mea și pe Alex. Ia uite-te, dintre cizbele pe care le am eu. Pisicilor, dintre cizmele pe care le-am eu și astelalte cu cristale, care merg mai bine? Care vă plac? Cristalele argintii. Ce ai în picioare perfect în momentul ăsta. Este! Am reușit! Plină de energie și mereu pusă pe glume, Raluca Bădulescu ne dezvăluie plăcerea ei vinovată. Alex, mai mănâncă împreună cu mine prăjituri. Mai mănânc, Alex. Da, mai mănânc din când. Pisică mea este pe dietă și pe sănătate. Alex mănâncă și el din mere și din pere și din chestiile alea sănătoase. Din când în când mai au câte o banană și o plimb în geantă. Cei trei prieteni au adeseori dezbateri aprinse. Motivul? Care dintre ei este mai punctual la filmări? Moris ajunge întotdeauna înaintea tuturor. Cred. Eu aici sunt la machiaj. Știi care e treaba? Noi niciodată nu ne sincronizăm, de fapt. Da, de fapt asta e și ideea. Asta e și ideea. Raluca e tot timpul în altă parte. Dar în altă Moris parte eu sunt în față la machiaj. Nu cred că ajung de fapt ultimul, dacă stau să mă gândesc, pentru că pe Moris îl găsesc aici, tu ești deja la machiaj. Deci eu sunt ultimul. Clar. Bine, și ea ajunge, dar e la machiaj. Da. Pentru că, totuși, îi trebuie mai mult timp decât nouă pentru machiaj. Da. Cât am vrea. Are și femeia asta un ruj. Un ruj. Un blaș. Un ochi. O geană, un ochi. O geană. Exact. Nu poți să o... Exact. Cei trei membri ai juriului sunt alături de concurente pe tot parcursul evoluției lor, fiindu-le acestora mentori și sfătuitori.
Emisiunea Bravo I Still este show-ul inspirațional care a creat generații de personalități în industria de entertainment din România, dar și comunități uriașe de fani. Odată intrate sub lumina reflectoarelor, pe podiumul de defilare Bravo I Still, concurentele au șansa de a evolua și de a câștiga inima publicului. Au evoluat enorm. E practic alt show, dacă mă întreb pe mine. Au evoluat de la roabă, da, la supersonic. Da. Având în vedere ce am văzut eu azi pe culoare vânturându-se. Pe culoare și eu am văzut. Plăpumi răsucite pe cap, găleți transformate în rochi, da, rochi transformate în cercei, din cercel pleacă o găleată, din găleată un jnur, din jnur concurenta, din concurenta altă concurentă. Deci, practic, acum lăsând la o parte gluma, asta înseamnă evoluție stilistică. Concurentele sunt extraordinare. Reuniți în platoul emisiunii cu doar câteva momente înainte de a începe filmările pentru o nouă ediție, jurații și prezentatoarea show-ului, Ilinca Vandici, sunt gata să ofere încă o experiență unică, atât concurentelor, cât și milioanelor de telespectatori. Ce mesaj aveți pentru fanii Bravo? Să ne urmărească! Să ne urmărească, să fie alături de noi, miercuri, joi și vineri seara de la 22 și 30 de minute pe Canal D, să continue să-și urmărească preferatele și să le voteze în cadrul competiției, să fie alături de noi în călătoria asta absolut superbă pe care am început-o și în care suntem angrenați trup și suflet de ceva vreme. Spectacolul total continuă de săptămâna aceasta la Canal D, de miercuri până vineri, de la 22:30. Nu pierdeți unicul show de stil și atitudine care inspiră milioane de oameni și creează zeci de personalități în industria de entertainment din România. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați cele mai importante informații, le aflați de pe site-ul știrilecanalde.ro. Acolo aflați ce taxe noi propune guvernul și ce produse se vor scumpi. Dar vedeți și reacția vehementă a ministrului Muncii. Tot de pe site aflați că în Mamaia șezlongurile se închiriază chiar și cu 100 de lei, dar fără condiții și fără dotări. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753-123-133 sau unde puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă! Bună ziua, dragii mei! Până vineri seara avem o informare meteorologică. Valul de căldură și caniculă vor cuprinde Banatul și Oltenia, iar zilele următoare se vor extinde și în Muntenia, Dobrogea, Sudul și Centrul Moldovei, Transilvania și Crișana. Astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 34 și 37 de grade, iar disconfortul termic se va accentua în special în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astăzi cerul va fi variabil cu unorări, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara, prin zonele montane și submontane, dar și în Transilvania, Moldova și doar izolate în celelalte regiuni. Iar temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 35 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil și se vor înregistra 30 de grade în Târgoviște, 32 de grade în Ploiești, iar spre seară sunt așteptate ploi. În Transilvania va fi o zi călduroasă cu cer variabil, iar din a doua partea zilei, meteorologii spun că sunt șanse să plouă. Vor fi 29 de grade în Sibiu, 28 de grade în Cluj-Napoca. În Moldova, cerul va fi variabil cu unorări temporare și ploi pe arii extinse, în special din a doua parte a zilei, când vor fi și intervale cu descărcări electrice. Se vor înregistra 26 de grade în Iași, 26 de grade și în Piatra Neamț. În vestul țării avem parte de temperaturi ridicate. Astăzi atmosfera va fi însorită, iar termometrul va indica, iată, până la 34 de grade în Timișoara, 34 de grade și în Arad. În Oltenia ne așteaptă o zi cu vreme caldă și doar izolat sunt așteptate precipitații. Se vor înregistra 34 de grade în Slatina, 35 de grade în Turnu Severin. În Dobrogea, meteorologii anunță vreme însorită cu maximă de până la 33 de grade în Megidia, 30 de grade în Sulina.
În capitală, vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de până la 34 de grade. Cerul va fi variabil, temporar înorat doar spre seară, când vor fi posibile averse chiar și descărcări electrice. La noapte se anunță atmosferă liniștită, cer senin, vântul va adia slab, iar minima coboară la 17 grade. Mâine, să știți că ne așteaptă o zi călduroasă, cu atmosferă însorită și o maximă de 35 de grade. La munte, cerul va fi variabil, cu înorări temporar accentuate, mai ales după amiaza și seara, când local vor fi averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări de scurtă durată pe timpul ploilor. Vor fi 26 de grade la stâna de vale, 23 de grade în Semenic. La malul mării, cerul va fi variabil, cu înorări după amiaza, când e posibil să avem și precipitații. Maximă de până la 29 de grade sunt anunțate în Mamaia, 27 de grade în Vama Veche. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Alexia m-a întrebat cum va fi vremea pe 14 iulie în Târgu Jiu. Maxima ajunge până la 33 de grade, iar atmosfera va fi una însorită. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă să aveți, indiferent de vreme.